aștept prezența. Prezenți, deci putem începe lucrările ședinței de astăzi. Invitați să participe sunt domnul George Poșucar, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău. Dacă facem un pic de liniște, vă promit că o să fim operativi. Să ne ascultăm de ceilalți. Domnul Claudiu Ambrozie, director adjunct la Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Doamna Ionuța Beleanu, director la Serviciul Public Județean de Drumuri. Doamna Crășmaru Natașa, director la Direcția Județeană de Intervenția Personală de Bacău. Doamna director Cețaru Daniela, deja SPC Bacău. Domnul Domnul Botezacu, Serviciul Județean pentru Promovarea Turismului și Programul de Interese de Salvamont. Domnul Marcus Lențeamă, director și publică în Direcția Plantelor, precum și colegii noștri, director executiv și director executiv de adjunță, ai direcțiilor aparatului de specialitate și reprezentanții mass media. Pentru întâlnirea de astăzi, ordinea de zi pe care o aveți și noastră la mapă este următoarea. Aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din 10 iulie. Proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Turismului și Județul Bacău în vederea participării județului la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică pentru anul 2017. Proiectul de hotărâre privind modificarea titulaturii proiectului Alexandriana în proiectul Alexandriada. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2 anului în curs a județului, 7 proiecte de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate în perioada 2014-2019 pe unele trasee județene. La punctul 8, diverse, s-a propus după publicarea ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației unui bun imobil care aparține domeniului public al județului și trecerea acesteia din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Găiceana. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Asociația Muniții Senescu Arte și Cultură pentru organizarea desfășurarea proiectului Masterclass de interpretare și tehnică vocală Întâlnirile Muzicale Internaționale George Enescu, ediția 4. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în vederea desfășurării proiectului Maratonul Recunoștinței. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, vă propun ca punctul 4 de la punctul diverse să-l retragem de pe ordinea de zi, întrucât nu a ajuns, nu am primit încă avizul ANPP-ului. Mi s-a promis că îl primim, că este aprobat, dar neprimindu-l, vă propun să-l scoatem de pe ordinea de zi. Vă supun la vot ordinea de zi cu acest amendament. Cine este de acord? Vă mulțumesc. Înainte de a intra și a da cuvântul doamnei Gabriela Dumitru pentru a citi procesul verbal, a citire procesului verbal, vreau să trimiteți la numele
dumneavoastră să transmite și să urăm colegilor noștri, domnului Ivan de Atoma, domnului Petre Cezar Olteanu, care pe data de 11 iulie și-a sărbătorit ziua de naștere, doamne Angela Bodea, domnului Iulian Răzvan Șetrea și domnului Mihai Nicitescu. La mulți ani! Doamna Gabriela Bunicu, vă rog. Și domnul Gaurtiș, care a fost uitat de pe listă. Pentru zupate. Cine a uitat să-i nască? Gaurtiș. Are ceva de gând, domnul președinte. Aș organiza ceva pe domnul. Da, el a uitat să-i nască. La mulți ani! Cine a uitat să-i nască? Republicată cu modificările și completările ulterioare. La începutul fiecărei ședințe, secretarul județului supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile legale invocate, supune spre aprobare aprobarea procesului verbal de ședință din data de 10 iulie 2017. Mulțumesc, dacă sunt discuții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu, vă supun aprobării procesului verbal, așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă. Punctul 2 la ordinii de zi, aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Turismului și Județul Bacău. Este vorba de încheierea unui protocol de colaborare între Minister și cu toate consiliile județene în vederea atingerii obiectivelor comune privind creșterea vizibilității României ca destinație turistică prin promovarea brandului turistic național și în special al județului nostru, Bacău, precum și a evenimentelor organizate de județ. Așa cum sunt prezentate anexele în material, Ministerul Turismului acordă județului Bacău gratuit, dreptul de a utiliza mărcile combinate, România Explorați Grădina Carpaților, potrivit elementelor figurative prevăzute în cele două anexe, anexa 1 și anexa 2, care fac parte integrantă din protocol, având scop publicitar în vederea promovării României ca destinație turistică, prin reproducerea acestora de materiale de promovare, spoturi publicitare și orice alte mijloace materiale de presă realizate de către județul nostru în cadrul evenimentului. Județul Bacău va avea dreptul de a utiliza mărcile combinate, dreptul de licență gratuită, limitată în timp și spațiu, pentru folosirea fotografiilor și difuzarea filmelor și clipurilor conform prevederilor protocolului anexat. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Turismului și Județul Bacău în vederea participării județului nostru la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică pentru anul 2017. De altfel, există și un calendar al evenimentelor din iulie 2017 până în iulie 2018. Dacă sunt discuții în marginea acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Punctul 3, ținând cont de inițiativa colegului nostru de la ultima întâlnire, a domnului Cezar Olteanu și precizările domnului consilier județean Dumitru Grădeanu, consemnate în procesul verbal de ședință ordinară de 26 impune modificarea titulatului proiectului Alexandriana în Alexandriana, urmând ca pe viitor acest proiect să poarte titulatura de Alexandriana. Vă supun, dacă sunt discuții, dar nu vă supun spre aprobare această modificare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri, nu sunt.
La următorul punct, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul din aparatul de specialitate și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Județean. Dau cuvântul doamnei director Saba Anca pentru a face expunerea de motive. Vă rog. Cum știți, săptămâna iulie s-a aprobat și de personalizare legea cadrul numărul 1517 privind salarea personalului plătirii fondurilor publice pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Banului Informaționale Administrației din aparatul corpului a Consiliului Județene, Consiliului și Consiliului Locale și din cadrul serviciilor publice de subordinea acestora. Potrivit dispozițiilor prezentei legi, salariile de bază se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local, a Consiliului Județean sau a Consiliului General al Consiliului București după bază, după consultul organizației sindicale la nivel de unitate sau după baza reprezentanților salariilor. Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean, exclusiv majoritatea depozitului de lege, cu cadrarea efectivă de personal aprobată în proiectul de venituri și cheltuieli. Astfel, serviciile publice din subordinea Consiliului Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția Județeană de Evidența Persoanei Privată, Serviciul Public Județean de Drumul, Serviciul Public de Protecție a Plantelor și Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea concurenței de salarii, au transmis propunerile privind salariile de bază pentru personalul din cadrul acesta. Menționăm că atât propunerile privind aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean a Bacău, cât și cele care vizează serviciile publice din subordine, s-au făcut în urma consultării organizațiilor sindicale reprezentative sau reprezentanților salariaților conform proceselor verbale încheiate. În proiectul de hotărâre s-a propus astfel stabilirea salariului bază prin înmulțirea coeficienților în anexele din anexul 6 în proiectul de hotărâre cu salariul de bază minim între salariul privat în vigoare, salariul de bază rog în jurul 1000 de euro în favoarea salariatului. Coeficienții prevăzuți în anexele 1 și 6 pentru funcțiile de conducere corespund salariului de bază în care este inclusă gradația aferentă tranșelor de muncă la nivel maxim, iar pentru funcțiile de execuție, coeficienții prevăzuți corespund nivelul minim al salariului de bază aferent fiecare instituție la gradația 0, la care se vor adăuga tranșele de lecție corespunzătoare. Față de cele prezentate, consideram necesară aprobarea acestui. Da, mulțumesc, doamna director. Și aș mai vrea de adăugat ca ordonator principal de credit să mă asigur că există bugetul și ne încadrăm în alocații bugetare aprobate la începutul anului. Diferența dintre fondul de salarii la 30.06.2017 și fondul de salarii după aplicarea legii salarizării e o influență de aproximativ 11%. Pentru că noi am aplicat decizia Curții Constituționale, în aceștia 11%, intrând și creșterea indemnizațiilor pentru demnitari și, sigur, aceste reguli prin aplicarea principiului ierarhizării la funcție publice și contractuale. Dacă sunt discuții în marginea acestui material. Dacă nu vă supun spre aprobare cine este pentru, mulțumesc. Împotrivă, abținere. O abținere. Și o stămare. Datorită faptului că lucrez la unul de serviciile. Deci o abținere. Următorul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației durare a Consiliului Județean, conform articolului 40 din legea 153 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, și legea și articolul 34 al legii de legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările reglementare, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali și consilierii județeni pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a președintelui consiliului județean. Precizăm că președinților și vicepreședinților Consiliului Județean nu li se acordă indemnizație de ședință, aceștia beneficiind de indemnizația lunară stabilită potrivit legii cadrul 153. Astfel, în proiectul de hotărâre s-a propus ca în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021 indemnizația lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la ședința ordinară de Consiliu și 1-2 ședințe ale comisiilor de specialitate.
organizate, de specialitate organizate lunar, să fie de 9% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului de Țean Bacău, exclusiv majorările prevăzute la articolul 16 al 2 din legea 4 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material, vă rugăm. Domnul consilier, îmi preresc, vă rog. Eu am o obiecțiune raportată la formularea de 1-2 ședințe ale comisiilor de specialitate. Având în vedere că până acum era stabilită o indemnizație raportată la fiecare ședință la care participa, La microfon. Deci, 1-2 ședințe ale comisiilor de specialitate, în afară celei ordinare de consiliu. Problema mea este că, dacă participăm la o singură ședință de comisie de specialitate, mi se cuvine întreaga indemnizație de 9%, alături de o ședință de consiliu ordinară. Sau vom fi raportați ca și în trecut, la numărul de ședințe, minim 3 sau pe 3 ședințe care le-am avut, vom încasa 3%. Stabilindu-se o indemnizație lunară, această 1-2 nu cred că mai corespunde dispozițiilor pe care le-am avut, în sensul că vom încasa dispoziția doar pentru o ședință a Comisiei de Specialitate și nu se impune să participăm la mai multe, deși o vom face. Pentru aceia dintre noi care vor participa doar la o singură ședință a Comisiei de Specialitate, vor încasa aceeași indemnizație ca cei la care vor participa la două sau mai multe. Deci. Dacă eu vreau să vedem ce îi spune legea, indiferent de numărul de ședințe pe care le aveți, numărul maxim, deci 9%. Da, și acum vom calcula acești 9%. Dacă într-o singură într-o lună vom avea o ședință de Consiliu Ordinar și o ședință de Comisie de Specialitate, vom încasa cei 9%. Da. Și dacă într-o lună vom avea trei ședințe, tot 9%. Am înțeles asta, dar dacă vom participa din cele trei ședințe, doar la una. Mulțumesc. Da. Vă rog, dar mai sunt alte. Doar e persoan, mai aveați ceva nou. E bine. Da. Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abține? Nu sunt. Doamna director Gabriela Mitrea, vă rog să prezentați următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2. Foarte scurt. Așa cum prevede legea finanțelor publice locale, numărul 273/2006, în luna aprilie, iunie și octombrie pentru finanțele exterioare și cel de 1 decembrie pentru a patrulea trimestru, o donator principal efectuă se prezinte în ședință publică spre analiză și aprobare, execuția bugetelor în documente pe cele două locuții examen, cu scopul de a recomenționa în raport cu gradul de partea a veniturilor prin rectificare bugetară locală. În anul 2, partea de venituri, execuția bugetului la trimestrul 2 se prezintă în felul următor. Credite bugetare aprobate au fost în sumă de 298.442 lei, din care pentru trimestrele 1 și 2, 162.317 lei, execuția prezentându-se la nivelul sumei de 152.180.000 lei, respectiv 94.19%. La partea de cheltuieli ale bugetului local, s-au aprobat credite bugetare anuale în sumă de 338.760.000 lei, din care pentru trimestrele 1 și 2, în sumă de 171.217.041 lei, iar până la data de 30 iunie, execuția bugetului a fost în sumă de 133.902 lei, reprezentând 78.21% din prevedere. Având în vedere că încasările înregistrate pe total venituri, precum și pe cele două secțiuni ale bugetului, depășesc nivelul plăților efectuate la parte de cheltuieli, concluzionăm că nu se impune redimensionarea cheltuielilor în funcție de cuantumul veniturilor încasate. Analiza privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli de surse de finanțare, respectiv pe cele două secțiuni de
are să ai efectuat pe baza fondului de execuție la data de 30 iunie. Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 2 al anului 2017 al județului Bacău poate fi supus pe aprobare. Da, mulțumesc, doamna director. Dacă sunt intervenții la acest punct, au ori intensiv. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi. Actualizarea programului de transport public și persoane. Rog pe domnul vicepreședinte Gheorghiță să prezinte expunerea lui. Mulțumesc, domnule președinte. La proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee județene. Potrivit legii serviciilor de transport public local numărul 92/2007 și a normelor de aplicare a legii aprobate prin ordinul Ministrului Internelor și Reforme Administrative numărul 353/2007, Consiliul Județean trebuie să actualizeze periodic programul județean de transport în funcție de cerințele de transport ale populației la momentul respectiv. Solicitările de actualizare a programului județean de transport au fost transmise de către Societatea de Transport SC Supervoiaș Serele Moinești pentru modificarea condițiilor de călătorie pe traseele numărul 157 Moinești-Cornet-Cernu și numărul 162 Moinești-Grigoreni-Bacău în funcție de cereri de exprimate de utilizatorii serviciului de pe raza localităților tranzitate. Pe ruta Moinești-Grigoreni-Bacău se propune suplimentarea numărului de curse de la 6 la 8 curse care vor circula între autogara Moinești și autogara Masaru-Trans-Bacău. Iar pentru ruta Moinești-Cornet-Cernu se propune de către deservent diminuarea numărului de curse de la 14 curse la 13 curse, iar dintre acestea un număr de 8 curse vor circula până la Cornet. Propunerile de mai sus se încadrează potrivit articolului 17 punctele C și D din normele de aplicare ale legii aprobate prin ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative numărul 353/2007. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee județene. Dacă nu sunt alte dezbateri la aceste puncte, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot. Da, mulțumesc, domnul președinte. Dacă mai sunt intervenții sau propuneri, știu că s-a discutat în comisie de specialitate. Vă rog, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă. Nu sunt. Următorul punct, punctul 8, punctul diverse, așa cum am anunțat, sunt trei puncte. Unul din ele se face referire la schimbarea destinației unui bun imobil care aparține domeniul public al județului Bacău și trece acesta din domeniul public al județului Bacău, domeniul public al Comunei Găiceanu. Noi în 2013, sau Consiliul Județean în 2013, a hotărât trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului bunul imobil care avea destinația de districte. Districte la serviciul public județean de drumuri. De asemenea, prin hotărârea din 2014, Consiliul Județean a aprobat darea în administrare Consiliilor Locale, Consiliul Local, în specie Consiliul Local al Comunei Găiceana, a imobilului District Găiceana, situat în Comuna Găiceana, aflat în domeniul public al județului Bacău. Urmarea acestui act administrativ între județul Bacău și Consiliul Local al Comunei Găiceana a fost încheiat un contract de administrare în scopul amenajării ca spațiu pentru demararea unor proiecte cu caracter social. Iată că acum vine prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Găiceana, transmisă Consiliul Județean, a fost aprobată solicitarea adresată nouă Consiliul Județean de trecerea acestui bun imobil din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Local al Comunei Găiceana
în domeniul public al Comunei Crăciani, motivat de necesitatea realizării unei investiții, vorba de construirea unui after school în satul Crăciana, în Comuna Crăciana, așa cum rezultă și din materialele supuse la proiectul de hotărâre. Suprafața e 725 de metri pătrați, pentru care venim în, și vă supunem spre aprobarea proiectului de hotărâre din schimbarea destinației acestui mobil care aparține domeniul public al județului și trecerea acestuia din domeniul public al județului, în domeniul public al Comunei Crăciani. Dacă sunt intervenții în acest material, vă rog, el a ajuns coordonații la diverse, ținând cont, așa cum am anunțat următoarea ședință, o vorbim undeva pe 30 august, probabil este vorba de o sursă de finanțare pe care a identificat Consiliul Local și dorește să înainteze acest proiect. Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineți, împotrivă. Un alt proiect de hotărâre se referă la asocierea județului nostru cu asociația Noesis UNESCO Arte și Cultură pentru organizarea și desfășurarea proiectului Masterclass de interpretare și tehnică vocală Întâlnirile Muzicale Internaționale George Enescu, ediția a 4-a. Asociația ne-a solicitat sprijinul printr-o adresă din 9 mai, în vederea desfășurării proiectului, care va avea loc la Casa Memorială George Enescu Rosetti Tescanu din satul Tescan, în Berești, Azdău. Scopul proiectului este de a asigura desfășurarea în public condiția Festivalului Internațional de Muzică, Masterclass de Interpretare și Tehnică Vocală, Întâlnirile Muzicale Internaționale George Enescu. Festivalul oferă posibilitatea tinerilor noștri, cântăreți, elevi, studenți sau absolvenți de conservator, de a beneficia timp de 10 zile într-un cadru perfect de concentrare și inspirație muzicală și locul casei de la Testan, de sfaturile și schimbul de experiență cu două dintre cele mai mari artiste lirice ale artei cântului Crăudesc. Este vorba de mezzo-soprana Viorica Cortez și de soprana Leontina Văduva, la care se alătură și doamna Anda Dăbătaru-Cocea, regizor, și pianista Alina Babalaci. Sunt mai mulți parteneri, vorba de Institutul Cultural Român din Paris, Ambasada României din Franța, Ambasada Franței din România, care vor fi și prezenți în cele 10 zile aici la Bacău, Muzeul Național George Enescu din București, Opera Națională Română Cluj-Napoca, am avut o discuție telefonică cu directorul Operei Naționale și faptul că cei care organizează poate sunt mai mult plecați în străinătate și sunt în Franța. În Franța, această corespondență a durat ceva, de am ajuns să o punem astăzi la diverse. Filarmonica noastră din Bacău, Mihail Jora. Considerăm că acest proiect are un impact pozitiv în promovarea județului nostru, locul de care este legat marele nostru compozitor George Enescu, pentru că devenim peste de o înaltă amvergură, așa cum am prezentat mai înainte câteva nume, implicată fiind și Ambasada Franței și Ambasada României din Franța. Proiectul, valoarea totală a proiectului nu este mare, este vorba de 12.500 de lei. E vorba de cheltuielile de promovare, transport, premii, studenți și onorarii artiști. Din această sumă, valoarea totală solicitată județului nostru este de 10.000 de lei, reprezentat cheltuielile de promovare, premii, studenți. Având în vedere această prezentare, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind asocierea județului nostru cu Asociația Noesis UNESCO Arte și Cultură pentru organizarea și desfășurarea acestui proiect. Dacă sunt
discuții la acest punct, dacă nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, mulțumesc. Următorul proiect se referă la asocierea județului nostru cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, în vederea desfășurării proiectului Maratonul Recunoștinței. Ideea a fost ca unor sportivi care a propus o Direcție Județene de Sport ca un omagiu adus eroilor căzuți în primul război mondial pe frontul din anul 1917 și vorba de a reface, practic, prin acest ciclu de maratoane istorice, linia frontului Mărăști-Mărășești-Oitus. Maratonul se va desfășura între localitățile Soveja, județul Vrancea, Fetești, Scutariu, Mănăstirea Cașin, Cașin, Onești, la Monumentul Eroilor Regina Maria, Tuta, Târgu, Trotuș, Târgu Ocna, Cărgărești, Oituz, Monumentul Eroilor Cavalerești, dealul Măgura, la Monumentul Eroilor și va suma 100 de kilometri. Și așa cum spuneam, îi reprezintă un omagiu și o recunoștință adus eroilor căzuți în primul război mondial pe frontul din anul 1917 și va avea loc în ziua de 17 august anul acesta. Din câte știu, acum se finalizează și traseul, se pleacă undeva la ora 1 noaptea din Soveja, la ora 9 trebuie să fie în Onești. La ora 9 în Onești se va da startul pentru cei 42 de kilometri de maraton. Va fi și un extra maraton, în sensul că vor fi 10 și 12 participați care vor alerga 100 de kilometri. Și Onești, Târgu Ocna, dealul Mădura, probabil dealul Cireșoaia și pentru până când se fac ce traseu de cei exact 42 de kilometri. Solicitarea este de valoarea totală între 24.970, din care solicitarea este 95% din partea județului, 93.710, iar Direcția Județeană pentru Sport și Tineret va cofinanțează 5% din valoarea totală a bugetului. Această propunere a venit după ce Direcția Județeană de Tineret și Sport avea deja calendarul aprobat de către Minister și aceasta a fost singura modalitate de a implementa acest proiect și ținând cont că 1917-2017 anul acesta este centenar. Activitățile de asemenea vor fi realizate și cu sprijinul, pentru că mai sunt anumite și cu sprijinul serviciului nostru public, județean, în promovarea turismului și coordonarea activității de salvament, în sensul că va asigura activității de direct prim ajutor de accidentări și supravegherea pe tot traseul. Cam atât despre acest proiect și îl supun spre aprobare. Dacă sunt întrebări, domnul Mihail. Și după aceea, domnul consilier Cautiș. Domnul președinte, apreciez acest proiect. O singură remarcă. Aș vrea să leg de o memorie justificativ pe care ne-a apărut aici pe masa noastră a consilierului. Da. Este semnat de consilierii asociații discutăm imediat după, n-aș vrea să legăm. Vă informez. E cu titlu informativ. E vorba de un proiect de hotărâre de guvern și acum să vă consult și mai e timp dacă mai sunt alte chestii. Și vă spun cum o să ajuns în acest drag. Cariapa, primul de final. Da? Vis-a-vis de centenarul primului război mondial, aș vrea să fac câteva observații. Este adevărat că acest lucru, centenarul Războiului Mondial, aș fi vrut să mi-a fi plăcut sau cred că mi-a fi așteptat să ocupe agenda publică națională. Am trebuit să se vorbească noi în fiecare zi,
despre ce s-a întâmplat la 100 de ani, despre sacrificiul suprem al ostașilor români, care au scris probabil una din cele mai frumoase pagini de istorie a poporului român. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Mai mult, am înțeles că la comemorarea eroilor de la Mărăși, reprezentanții guvernului au lipsit. Cu excepția două instituții fundamentale, cu excepția președinției și a casei legale, instituțiile fundamentale ale statului român, Parlamentul, Guvernul, pentru aceste instituții, aceste lucruri aproape că nu există. Și ar vrea să ne fie clar. Aici nu e vorba că suntem legaliști, că suntem liberali, social-democrați. Aici e vorba că suntem români. Iar aceste evenimente au fost vitale pentru construcția României Mari, pentru existența noastră însăși ca nație. De ce, domnule președinte, văd aici numărul adresat guvernului? Nu știu cum, dacă v-a luat sau nu în seamă, aș vrea ca noi, Consiliul Județean, având în vedere că unul din punctele ferbințe ale războiului de întregere a fost Proiectuzul, localitate din județul Bacău, aș vrea să ne implicăm mai mult în această lună care a rămas, dintr-o serie de cercuri seminarii cu viitorul, așa încât să afle tot românul, măcar cei din județul Bacău, că acum 100 de ani au fost români care și-au dat viața pentru că această nație este există. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier, ați trecut deja de punctul care discutam. Ajungem imediat, nu v-am întrebat. Are legătură, este adevărat, de ceea ce s-a întâmplat. O să discutăm și de acel memor pe care l-am pus la mapă, atât informativ. Dacă sunt, mai sunt discuții la acest proiect, dacă nu vi-l spun, până o caut, vă rog. Doar un minut, aș dori să fac o precizare. Acest proiect, Maratonul Recunoștinței, este o chestiune destul de emoțională și, zic eu, este unul care ne reprezintă, chiar dacă mai sunt voci care spun că încă nu se fac activități suficiente. Eu zic că să folosim, să exploatăm acest proiect la maxim și exploatarea o văd foarte bine realizată prin popularizare, prin mediatizare. Adică toate mijloacele, mass media și nu numai, chiar și, eu zic aici, poate pot fi și biserica, de ce nu, solicitată, să facă, să participe, să invite tineretul la acest maraton. Va fi o acțiune plăcută, interesată și ne reprezintă pe noi, județul Bacău, față de marele eveniment din 2019. Da, mulțumesc, domnul consilier. Reprezentanții Direcției Județene de Tineret Sport sunt aici în sală și domnul director și domnul au reținut propunerea. Sigur că mediatizarea și promovarea acestui eveniment și nu numai, este foarte importantă și de a participa cu un număr cât mai mare. Dacă mai sunt intervenții la acest punct, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Referitor acum la ceea și la intervenția la acest număr care dumneavoastră, numărul justificat care l-ați primit la mapă, este un material în lucru, în formă, să zicem, un draft final, tocmai pentru a organiza evenimente legate de centenarul primului război mondial și este vorba de linia de front Mărăști-Mărășești-Coltuz. Împreună cu județul Vrancea, omorul ăsta Vrancea a făcut un asemenea demers. Există și o hotărâre în care s-a aprobat o sumă pentru, deci iată, guvernul a susținut, pentru că sunt ceva cheltuieli. L-avem și noi în formă finală, o să inițiem un proiect de hotărâre de guvern. Sunt anexa acestui memoriu prevede trei categorii de cheltuieli. Este vorba de manifestări și acțiuni comemorative, evocatoare, științifice și cultural-artistice. B. Acțiuni de restaurare, reabilitare și conservare a monumentelor. Și C. Lucrări de interes public.
toate fiind legate de localitățile și punctele fostului front din 1917. La acest material au conlucrat asociațiile, de fapt Asociația Cultului Eroilor, împreună cu istorici, împreună cu reprezentanți unității administrativ-teritoriale din fiecare localitate. Și ați văzut în anexă, la punctual, la manifestări și acțiuni comemorative, evocatoare științifice, sunt un număr de 10 manifestări, 10 acțiuni. De asemenea, acțiunile la B, acțiuni de restaurare, reabilitare și conservare a monumentelor, sunt 7 acțiuni, lucrările de amenajare la monumentul Eroilor Cavalerești, realizarea parcului memorial Eremia Grigorescu în zona curte, din imediată apropierea monumentului Eroilor Cavalerești din la Uituz, refacerea capelei Eroilor, a portalului de la intrarea în cimitir, la cimitirul poligonului de tragere din Bacău, strada Constanței, reabilitarea cimitirului Cutunul din orașul Stațiul Târgu Ocna, reabilitarea cimitirului Eroi din comuna Cașin și a cimitirului, inclusiv un monument în cimitirul Eroilor pentru cei căzuți în lupte pe Valea Curiței, monumentul Fântâna Regelui Ferdinand, aflat în Munții Zvoina, pe teritoriul administrativ al comunei Mănăstirea Cașin, și monumentul dedicat eroismului vânătorilor de munte pe dealul Cireșoara. Cred că sunt cuprinse toate acestea. Eu un total aș de 3250 la acțiunile de restaurare. La lucrările de interes public, e vorba de amenajările accesului de acolo, drumurile, drumul Sătesc pentru facilitarea vizitării vechiului monumentului Eroilor Cavalerești, reabilitarea drumului de acces către monumentul Eroilor de pe Măgura Ocnei, e vorba de drumul județean 116, 2 km jumate aproape, reabilitarea drumului comunal 127 de la kilometru 3 la kilometru 10 pentru a face accesul la monumentul Eroilor Sticlărie Buziș, reabilitarea drumului de acces la monumentul Eroilor de pe dealul Cireșoaia, reabilitarea drumului de acces către monumentul Reginei de pe vârful Cireșoaia, cu o lungime de 6,5 km pe care din DN12B, punctul strada Păcii. Iată, acestea au fost inventariate, evaluate, o evaluare estimativă cu cei de specialitate și dacă mai sunt și alte lucrări care credeți că pot fi prins, eu zic că în maxim, știu, 5-6 zile, vă rog să le faceți propunerile respective pentru a prinse, dar să aibă legătură cu linia frontului. Domnul Olteanu și după aceea doamna Matea. Mulțumesc, președinte. În primul rând vreau să fac o completare la intervenția de ședința trecută. Cum vă spuneam atunci, îmi exprimam o triplă satisfacție pentru vizita adreselor legale. V-am enunțat numai două din cele din motive de satisfacție. A treia era faptul că era cel mai frumos dat de ziua mea. Pentru că s-a întâmplat să fie această vizită chiar de ziua mea. N-am spus-o atunci, ca să vă oblig cumva să veniți la Onești pentru ziua mea și să vă confruntați evenimentele. Apoi, revenind acum la aceste voturi justificate. În primul rând, cu durere, cu tristețe, trebuie să remarc faptul că demersul este întârziat. Deja am intrat în suita de evenimente care împlinesc suta de ani. Am fost la 11 iulie și s-am depus coroane la monumentul de la Uituz. Atunci este momentul care se ține prima bătălie de la Uituz, dar urmează alte două bătălii până în 22 august. Deja de săptămâna, peste două săptămâni, trebuie să sărbătorim a doua bătălie de la Uituz și apoi a treia bătălie de la Uituz, apoi bătăliile de la Cireșoaia, de pe dealul Coșna, o suită de evenimente care trebuiau să ne găsească pregătiți. Dar nu în mine, atâta timp cred că actualul guvern a făcut din departamentul centenar, deci era o structură care se ocupa numai de sărbătorirea centenarului, a fost transformată într-o direcție, într-un birou la Ministerul Culturii. Și apoi, ce să mai spunem, când ministrul apărării
uită să invite Comandantul Suprem de ziua aviației române. Este ceva care nu se poate închipui. Închipuiți-vă că generalul Cerchez, cel care ne-a adus independența cu cerin plenă, uita să-l invite pe Comandantul Suprem al Armatei de atunci, domnitorul Carlos. O astfel de armată, nu știu ce am face într-o situație grea, care să o pună în încercare. Eu vreau să spunea, cine uită, nu merită. Nu vă rog. Revenind acum exact la acest memoriu, în primul rând vreau să remarc faptul că nu avem imaginație și nu ținem la identitatea județului. Calchier, pur și simplu, titlul proiectului județului Vrancea, care s-a numit Centenarul Primului Război Mondial, Vrancea Eroică, Alul Mărășești, Mărești, Mărășești, Precuz. Eu aș propune altă titulatură. Centenarul Primului Război Mondial, Bacăul, Capitala Rezistenței și Victoriilor Întregirii Naționale. Exact cum este un simpozion prevăzut în suita de manifestări. Cred că ne-ar exprima realitatea, rolul pe care l-a jucat Bacăul în acel moment. N-avem legătură cu Mărăștiul și Mărășeștiul. Da, Uitudru este. Și mai sunt și alte atâtea locuri în care s-au pierdut vieți. 80.000 de oameni în unii. Închipuiți-vă, 80.000 de oameni. Am fost la atât Bocna și m-am uitat la monument, acolo este un osuar. Dacă vă îngăiți de rolul pe care l-au jucat în istorie, soldații noștri, duceți-vă să priviți acele oase. Apoi, aș avea o propunere, de fapt, aș întări cele spuse de colegul Ivăină. Pe lângă acest program în care avem sprijinul, sau cerem sprijinul guvernului, a trebuit să avem un program propriu al Consiliului Județean. Pentru că, de exemplu, eu mi-aș dori să organizăm un concurs adresat elevilor, tuturor elevilor din județul Bacău. Cu o întrebare referitoare, văd aici trecut, la punctul 6, un concurs de istorie, dar cu 7, cu 8.000 de lei nu cred că se poate organiza pentru întregul județ. Dacă nu putem obține de la guvern, atunci să organizăm noi Consiliul Județean. Dar să ajungă la fiecare elev din județ acest concurs, această competiție, care, de fapt, ce poate să însemne? Înseamnă conștientizarea rolului pe care l-au jucat în istorie. Armata Română, cei care au trăit în epocă, poate așa pleacă mai puțin din țară, când vor înțelege ce sacrificii s-au făcut. Domnul Odeanu, repet, este un material. Este un material, dar să veniți, vă rog să veniți tot pe scopul de a veni cu propuneri. Să mai propune. Cursuri acolo sunt și seminarii pentru tineri. Exact asta era o propunere pentru organizarea unui concurs adresat tuturor elevilor din județ. Și probabil până când trebuie să facem aceste propuneri. Este un termen. Eu zic cât mai repede, cu atât mai bine, ca să putem să finalizăm. Dacă ne luăm maxim o săptămână, cred că este suficient, este mai mult decât. Cu cât mai repede, dacă reușim în 5 zile, ar fi foarte mic. Deci puteți să vă consultați cu cine noi, părinți, vă pun în legătură cu asociația. Nu, pentru că noi va face propuneri și va face va contura și un program pe care să se desfășoare la nivelul județului, susținut de Consiliul Județean. Sigur. Doamna Matiș. Vă mulțumesc mult. Ținând cont de ce a spus și dumneavoastră să facem propuneri, domnilor și domnilor consilieri, vreau să vă reamintesc că între Târgu Ocna și Oitruz este dealul Poșna, pe care există un monument dedicat unui singur erou, caporalul Mușat, de care poate unii au uitat, dar vă rog să mențineți și să menționați în
memoriul dumneavoastră, poate reușim să reabilităm sau să amenajăm căile de acces până la acel monument. Eu, când am fost la Părgărești, am reabilitat acel monument, dar ar fi bine de inclus în acest circuit dedicat centenarului eroilor neamului. Vă mulțumesc mult! E materialul nostru, nu i-am cuiva lui, ca să fiu înțeleși, așa că vă rog să veniți după care foarte bine. Da, faptul că ai cei doi colegi, domnul vicepreședinte și domnul Olteanu, au prezentat o serie de probleme, voi fi foarte scurtă în ceea ce am de prezentat. Eu vreau să apreciez faptul că v-ați gândit la prezentarea, într-o primă formă, acestui memoriul justificativ. Și apreciez faptul că sunt prinse aici trei domenii foarte importante cu acțiuni diverse pe care sigur că va trebui să le organizăm și nu va fi ușor și vom fi toți solicitați să ne aducem contribuția la buna desfășurare a acestora. Sigur că se mai pot face propuneri, se poate îmbunătăți, important este că avem o bază de unde să pornim și în felul acesta să ne integrăm în marea acțiune organizată la nivelul țării. Eu apreciez acest lucru și sper că prin acțiunile respective județul nostru se va evidenția în ceea ce privește comemorarea celor 100 de ani de la primul rând. Da, mulțumesc! Deci a fost doar cu tipul informativ, sunteți invitați în continuare să vă aduceți aportul, să vă consultați cu specialiști, cu istorici, cu asociațiile de profil, cu reprezentanții OAT-urilor și dacă este loc să completați acest material. Un câteva secunde sau un minut vă mai rețin atenția, nu putem să trecem, este vorba de munca noastră de aproape de un an de zile. Iată că să văd și rezultatele și vreau să fac acest anunț pentru că e munca consilierul județeni, a aparatului de specialitate, a reprezentanților unităților administrative teritoriale și e vorba de peste 450 de proiecte care au fost înaintate către Ministerul Dezvoltării pe Programul Național de Dezvoltare Locală cu peste 2 miliarde de lei. Au fost eligibile 172 de proiecte cu peste 127 de milioane de lei. La numărul de proiecte depuse și valoarea lor era pe locul 16, iar după selectare și selectarea fișelor de proiecte și finanțarea obținută, Bacău ocupă locul 8. Sigur că se țin cont de anumite principii, este vorba de principiul echilibrării județelor și așa cum și noi în județul Bacău avem principiul echilibrării comunităților locale și să observați că în zona de est sunt proiecte cu finanțări substanțiale. Principiul, de asemenea, unul din principii a fost de a avea prioritate toate unitățile de învățământ care și unitățile și OAT-urile au depus proiecte de a reabilita aceste unități de învățământ care nu au organizații de funcționare și vorba de crești, grădinițe, școli, licee, colegii naționale. De 172 de proiecte sunt peste 54 de obiective de unități de învățământ care intră în reabilitare cu peste 106 milioane de lei. E vorba de 24 de unități sanitare cu peste 25 de milioane. Este vorba de sisteme de alimentare cu apă și canalizări, peste 30 de obiective cu 268 de milioane. Drumuri locale și comunale, 30 plus 25 de obiective care se referă la poduri și podețe, iar de numărul total de 10 proiecte depuse de către Consiliul Județean, din care unul se referă la reabilitarea Centrului de Educație Inclusivă, numărul 1, și 9 drumuri județene, au fost aprobate 7 drumuri județene și Centrul de Educație Inclusivă. Deci 8 din 10.
Cel mai mare proiect al județului și cea mai mare finanțare, e vorba de peste 69, au ținut-o proiectul cu drumul județean Tătărăști-Corbasca, de asemenea rezerva de apă a municipiului Bacău și podul de la Onești, care va fi reabilitat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Sigur că în discuțiile pe care noi le-am avut aici, de a încerca să găsim sursa de finanțare, știți foarte bine că s-au făcut demersuri și către Ministerul Transporturilor, care și Ministerul Transporturilor a spus că dă tot sprijinul de... și s-au făcut demersuri în acest sens. Am discutat cu primarul municipiului Onești, în momentul în care semnează contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, va trimite o adresă către Ministerul Transporturilor în care să ia act de acest de acest contract de finanțare pentru a înceta demersurile care s-au făcut pe Ministerul Transportului. Cam asta este rezultatul Programului Național de Dezvoltare. Eu cred că este foarte important. Iată programul de guvernare PSD. PSD ALDE își spune cuvântul. E o finanțare. De acum, eu cred că e foarte important următorii pași pe care facem, ca asta nu înseamnă că acești bani, pentru că nu semnează fiecare unitate administrativ teritorială și inclusiv Consiliul Județean contracte de finanțare. E o etapă pe care am parcurs-o. Urmează ca fiecare să-și depună documentele solicitate de către Ministerul Dezvoltării Locale prin ordinul pe care a fost semnat. M-am dorit să... Da, de asta că sunt... Dar eu n-aș privi poate ca optimism, având în vedere capacitatea și eficiența administrativă a acestui guvern, care se bâlbâie în permanență, țopăie cu fiscalitatea și văd că retractează tot ce publicează, mine se retractează. Dar aș vrea să vă dau și o altă perspectivă, așa, mai puțin triumfalistă, privind TNGR-ul și poziția Bacăului și a Moldovei în raport cu celelalte județe și celelalte regiuni. Dacă calculăm care este suma alocată pe cap de locuitor, pentru că este un indicator de loc verde și asta, suma în sine, sumele în sine nu stau toate detaliile, o să observăm că Bacăul este pe locul 5 din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est. Pe primul loc este Botoșanul cu 1159 de lei pe cap de locuitor, apoi Vaslui 1138, Neamț 1397, Suceava 1249, Bacău 1108 de lei pe locuitor și Iașul cu 904 lei. Ca regiune de dezvoltare... Domnul Olteanu, n-ați să faceți alte criterii. Eu am spus criterii după care am fost urmat. Nu după s-au dat criterii după... Ca regiune de dezvoltare, regiunea Nord-Est are 1306 lei pe locuitor, pe locul 6 din cele 7 regiuni de dezvoltare. De asemenea, ca micro-regiune, Moldova pe locul 3 din 4. Ce vreau să spun? Că suntem desconsiderați noi ca regiune, că moldovenii sunt tratați la și alții. Și vă rog, pe cei care sunteți în coaliția de guvernare, faceți apel la cei care conduc, pentru că noi degeaba o facem, sunt ai dumneavoastră, să ne trateze așa cum se cuvine. Apropo de TNR, nu v-ați întrebat de ce s-au dat așa târziu. Proiectele? Vă spun eu de ce s-au dat. Ca să acopere scandalul legat de stadionul de la Telorman. Pentru că la Telorman ieșise mare scandalul. Domnul Olteanu, am rezolvat problemele județului și am ajuns la acest lucru. Nu am văzut nicio problemă. Eu, misiune și atâta tot. Eu n-am văzut nici probleme reparat, nici toate cele promisiuni ținute. Domnul Olteanu. O să vă arăt că după un an de zile întâlnim în aceeași situație în care nu s-a propus nimic. Domnul Olteanu, sunteți foarte pesimist și cred că nu eu v-am ascultat... Sunteți realist, eu v-am ascultat cu mare atenție și sunt deschis oricărui dialog. Dar nu pot să accept ca un coleg care stă la masă cu noi să... Cifre vă dau și... Faptul că s-au dat 1108 lei pe cap obiectul la Bacău?
Domnul... În condiții în care Botoșani era 1858, contestează asta? Nu. Nu mai am văzut. Nu mai la, și la Tursa, într-adevăr. Nu mai în Moldova nu se face nimic. Aruncăm banii pe fereastră ca să mulțumim clientela politică și pe moldovenițe, pentru că e bine să fie subdezvoltați. Să depinde de povestea electorală. Mulțumesc. Domnul... Și eu mulțumesc, domnul. Dumneavoastră ziceți că nu s-a făcut nimic de guvernul actual pentru Moldova. S-a făcut anul trecut foarte mulți proiecte, am văzut peste 350, PSD-ul a făcut numai 182. Noi vă mulțumim pentru proiectele pe care le-a dat guvernul liberal anul trecut pentru județul Bacău, care au fost în valoare de 1000 și ceva de proiecte. Pentru alea vă mulțumim. Aveți răbdare să vedem care sunt mai valabile. Astea 182, care sunt cât de cât palpabile, sau a dumneavoastră care n-au fost deloc, fost 1000 și ceva. Domnul Oteanu, eu vă respect la și coleg, sunteți aici, avem un an împreună, dar nu pot să, cum să spun eu, să primesc aceste lecții și să încercați să dumneavoastră să trageți concluzii, dumneavoastră să ne dați tot felul de lecții, tot felul de idei. M-am uitat și eu durând, omul ăsta ce a făcut până aici, care îl reprezint aici în Consiliul Județean ca și ales al județului. Adică nu pot să accept să primesc un spate la un om care, dacă mă uit în declarația de avere, are 6 miliarde de datorii la ANAF și vorbiți de evaziune fiscală. Mă uit la venitul dumneavoastră în afară de veniturile de indemnizație la Consiliul Județean, nu aveți absolut nimic. Nu pot să accept așa ceva. Ce proiecte aveți dumneavoastră în spate care să vă reprezinte, să dați spate? Nu se poate așa ceva. Deci nu este așa. Nu am spus nimic de persoana noastră. Este vorba de calitatea lui de Consiliuția și este vorba de declarația de avere pe care o aveți depus. Este o declarație asumată, domnule președinte. Păi asumată, dar nu pot să accept. Puteți să vorbiți dumneavoastră de evaziune fiscală sau nu știu ce, în momentul în care vreau să aveți datorii la stat, la ANAF. Sunt asumate. Nu am evaziune fiscală. Păi atunci măcar... Dar nu sunt evaziune fiscală. Dacă ziceați, măcar tăceți. Nu se poate așa ceva. Nu pot să accept așa ceva. Și cred că niciun coleg de la masa asta nu poate să accepte așa ceva. Da. Acceptăm o propunere cu asta, dar puteți să-i dați lecții în momentul în care dumneavoastră știți foarte bine și să vedeți. V-am rugat să interveniți pentru județul ăsta. Da, asta facem împreună. Nu știu dacă facem împreună. Da. Și uite că sunt niște rezultate. Ce vă reamintesc? Ce nu vedeți dumneavoastră? Ce nu vedeți? V-am arătat unde suntem. Nu trebuie să adoptați omul ăsta triunfalist. Suntem pe ultimul loc în Moldova, și Moldova este pe ultimul loc în țară. Asta nu este adevărat. Suntem pe locul 8 ca și valoare de proiecte. Suntem în cele 12, primele 12, sunt toate cele 6 județe ale Moldovei. În primele 12. Asta nu le vedeți. Din România. Da. Eu vă pun la dispoziție acestui contract. Ce vi se vreau? Depinde, domnule. Domnul Mihail, vă rog. Domnule și de mașă, procurătorul această interferință, dar la mine de mașă pe legea lui. Era o dezbatere că nu mai am să mă explic subiectul. Ați amintit și sunt obligat să fac o remarcă. Ține bine că mi-am menționat satisfacția că v-am lăudat atunci când ne-ați prezentat, cred că anul trecut, indicatori economici pe niște drumuri județene. Da. M-am bucurat și am zis că, în sfârșit, Consiliul Județean are vederea multe obiective de care se părea că comunitatea până în acel moment. Din păcate, vorbim punctual de PNL 2, eu am parcurs lista cu proiectele aprobate. Trebuie să, nu o să vă supărați, dar asta este concluzia mea, trebuie să observăm că criteriul principal de promovare proiectelor a fost unul politic. De ce am să vă aduc și argumentul? Pentru că singurul drum județean care atingea o comună liberală, cred că nu greșesc, era drumul județean
Vulturel, Parincea. Ei, din cele 9 drumuri județene, singurul care lipsește, adică mai este în comun. Dar lipsește și acesta. Trag concluzia că criteriul pe care l-am enunțat înainte s-a aplicat perfect și e păcat. E păcat că pentru că acest obiectiv bănuiesc că iar va fi la victorie, probabil că mandatul ăsta nu se va face nimic rău. Și n-au nicio vină la locuitorii din București că au avut o opțiune politică. Asta era mâhnirea, supărarea și, în un fel, surpriza plăcută pe care l-a făcut-o anul trecut a fost cumva dezamăgitoare. Mulțumesc! Domnule, sunt două proiecte care acel pe care l-ați menționat Neasu și cel la București de la... Deci, dacă o las pe criteriu politic, nu stă în picioare. Corect? Da, dar spuneți-mi care au fost criteriile atunci. De ce acest obiectiv nu a prins pe legătură? Am explicat mai bine care au fost criteriile. Criteriile au fost următoare. Deci au fost unitățile, pasul 1, au fost unitățile de învățământ. După pasul 1, prevența care armă 30, nu, valoarea totală a proiectului care nu trebuia să depășească 35%, proiectele pe drumul județene nu depășeau 35%, aveți și un alt acces la aceste informații. Astea au fost proiectele care au intrat. Deci este un proiect, dacă o luați pe criteriul politic, la Ungureni, Parincea și Vultureni, da, nu stă în picioare. Ungureni PSD, Parincea PSD, Vultureni PNL, da? Deci nu au intrat nici unul, nici celălalt. În evaluare. Dar hai să ne uităm cele care au intrat. Este vorba de Bădurei, Bădurana, este vorba de Mătoșești-Tănișești, este vorba de Vărgeșă, Cătăul de Jos, este vorba de drumul județean 117, Codul spre Berzuț, este vorba de Răcăciun-Ciucani, drumul județean 119, este vorba de DJ-123 de la limita județului Harghita, Valea Uzului până în Dărmănești, este vorba de reabilitarea și modernizarea DJ-252 Cetătărești-Corbasca, care tot dumneavoastră ați venit în anii trecuți cu aceste propuneri. Corect. Eu nu vreau să mă intrăm în alte discuții. Dacă vreți să aruncăm o privire vis-a-vis de repartizare pe OAT-ul, criteriul acesta este și eu pe care. Deci nu mai dezvoltăm pe un subiect, ne așteptăm așa ceva. Totuși, am avut speranța până în moment că acest obiectiv, fiind un drum județean, la fel de important ca și celălalt, va intra pe fine de război. N-a intrat, asta e. Mulțumesc. Iar criteriile conform care nu poți să acorzi o finanțare unui OAT dacă n-a depus niciun proiect sau a depus doar un proiect. Vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră mai înainte. Și sunt trei OAT-uri care nu au depus niciun proiect. Gura Văi, Slănin Monova și Bulești. Da, doamna consilier Brană. La acțiunile de restaurare, reabilitare și conservare. Doamna consilier, aici puteți să faceți proiecte, puteți să faceți propunerea în scris, nu putem să mai... Atât deci aveți timp. Să vă întreb, conform estimărilor dumneavoastră, când ar putea fi alocate sumele de care face vorbire în materialul, în memorul justificativ, și când ar putea fi puse în operă aceste lucrări. Deci, pasul 1 trebuie să finalizăm cât mai repede forma finală. Facem proiectul de hotărâre de guvern, semnat de către președintele Consiliului Județean și prefectul județului, cu anexele respective, îl mai întâmplă către guvern și așteptăm hotărârea de guvern. La Brancea s-a dat deja hotărârea de guvern. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o zi